Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru, bun venit! Astăzi în compania unei femei perseverente, cu o fire dinamică și tenace. Povestea ei de succes n-a început în trombă, dar a avut răbdare, dorință, rezistență și bucurie pentru tot ce a făcut. Ce spune ea despre asta, aflăm acum. Iuliana Tudor, de-a viața ascunselea. Bine ai venit! Bine te-am regăsit, după așa cuvinte, ce să pot spune eu. Tare multe ai de spus, tare multe lucruri ai făcut și cred că pe undeva, chiar dacă firea ta e modestă, ești un om onest. Ești mândră de tine, nu? Atât cât știu eu îmi permit să fac asta, în sensul în care e mai degrabă bucurie, așa cum ai spus. Și uite, și bucuria de a te revedea acum, după o perioadă în care noi am întâlnit, se simte și mi-e drag să fiu aici cu tine și mi-e drag să fiu în acest platou, așa cum mi-e drag să fiu acolo unde îmi fac meseria la Televiziunea Română. Spune-mi, Iuliana, te-ai jucat de-a viața ascunselea? Cred că toți am trecut prin asta, depinde de etapă. Ne-am jucat copii fiind, ne-am jucat adolescenți fiind, cu riscul. Dar câteodată, știi, mai joci ceva în viață, zici că e întru totul așa cum îți dorești și cum crezi tu că e și de fapt nu e deloc așa. Știi ce cred? Cred foarte tare că tipul acesta de gând așa te îndreaptă către o experiență în care te arunci pur și simplu și din care înveți. Pentru că vezi, dacă nu trăiești, nu știi dacă nimic nu te arunci, tine. Nu? Dacă nu provoci viața. În general, mi-au cam plăcut provocările. Așa. Dar acele provocări, recunosc, pe care am fost convinsă că le pot controla. Și când nu mi-a ieșit, așa, că s-a întâmplat și asta, atunci mi-am dat seama cam ce trebuie să învăț. Ai și plâns? Și am și plâns. Ai și, m-am și istericale, dat cu capul nu? De pereți câteodată, da. Și cred că vezi faptul că te pui în acele momente în situația de a te privi pe tine. E un exercițiu atât de bun și atât de sănătos, încât pentru experiențele următoare, pentru provocările următoare, ești mai pregătit, cu mai siguranță. Pregătit, nu? Categoric, da. Dar nu neg că și acum, la 41 de ani, îmi place să cred că mai am o grămadă de provocări în care să mă arunc, pur și simplu, categoric, în gol, așa cum o fac atunci când intru în direct. E o persoană importantă în viața ta care a spus că de la tine a învățat cutezanța. Da, Elise Stan. Așa de curajoasă ești, așa de bravă? Nu știu dacă e... Probabil că ține de fire, ține de forța pe care am moștenit-o de la mama, de la tata. E o chestiune strict de construcție. Nu pot să spun că am fost întotdeauna așa. Televiziunea m-a descoperit puternică și m-a obligat până la urmă să fiu așa. Pentru că în televiziune știi foarte bine, dacă nu ești puternic, nu ai ce să cauți. Îți trebuie atâtea și atâtea lucruri, dar forța este una dintre calități. Forța a fost cu tine, este cu și tine. Și mai ales când ești în direct. Mai ales când ești acolo în direct. N-ai nicio șansă. E o chestiune de o secundă în care dacă nu ești atent, nu ești pe fază și nu ești puternic, mai ales în fața unei emoții, în fața unei întâmplări care să-ți dea peste cap toată emisia, în fața, știu eu, unui breaking news pe care trebuie să-l tratezi ca atare, chiar dacă am făcut emisie de divertisment, s-a întâmplat să avem și intervenții de genul ăsta. Trebuie să fii pe fază, iar forța cred că vine în primul rând și din experiență. Vezi? Și revin. Da. Te arunci în gol, înveți. Dar spune-mi, Iuliana, cum s-a întâmplat atunci când, uneori, jucându-ne de-a viața ascunselea, ne-am mai jucat și de-a moartea?
ascunsele? Atunci aș spune că e o șansă. E o șansă pentru aceia care nu tratează totuși cu ușurință o astfel de experiență și e șansa pe care o primești pentru că cineva acolo sus consideră că meriți. Până să simți și să conștientizezi că ai o șansă, se prăbușește totul în jur. Ah, categoric. E de trăit, e de îndurat, e da. De pătimit. Desperat, nu? Și de desperat. Pătimit, da. Și desperat. Ți-a fost frică? Te resetezi, asta este clar, acolo. Da, e cu frică, e cu întrebări, e cu temeri, foarte multe temeri. Și, de fapt, îndoiala că drumul și momentul totuși nu vor avea un final fericit, te pun într-o altă ipostază cu tine. Ce faci? Și cu lumea, frică? Și cu da. Cei din jur, clar. Asta ce faci clar. Când ți este frică, Iuliana? Cum faci cu frica asta care se insinuează, apare? Păi n-ai altă variantă decât? Când ți-e frică adânc, în adâncul da. Tău, decât da. Să ceri ajutor celui de sus. Nu există altă cale. Nu există. Și eu l-am primit. Am și cerut îndelung, m-am rugat foarte mult, mi-am luat timp pentru asta și m-am reconstruit, cred, timp de un an de zile, luându-mi, dacă vrei, fragmente de ființă și reașezându-le acolo unde trebuie. Singură. Categoric. Tu cu tine? Acolo, am mai spus-o, ești doar tu cu tine. Da. Nimeni nu te poate ajuta, nimeni nu te poate îndruma, oricâtă susținere, oricâte cuvinte, oricâte gesturi simți în jurul tău, forța, în primul rând, vine din tine. Acum și poți că... să te prăbușești da. Sau te poți ridica. Acum că ai dat față în față cu frica și ai trăit-o, ai simțit-o până în adânc, poți să susții pe cineva căruia este frică? Categoric, nu? Da. Vezi, exact cum ai spus, odată ce ai trecut printr-o experiență din asta, ai puterea da. să-i determini și pe ceilalți să facă precum tine sau, nu știu, cum ai făcut tu, cred că poate fi un model deși pentru alții. Deși nu e o rețetă. Nu există rețete, pentru că suntem diferiți, dar puterea exemplului cred că funcționează. Și atunci, dacă eu am reușit, mă gândesc că povestind, poate, celor care ne privesc, e un îndemn pentru cineva care se află pe un pat deznădăjduit, fără speranță, cu gânduri negre, cu poate chiar mare supărare și mare înverșunare pe viață, pe Dumnezeu, pe oricine, de ce să mi se întâmple mie asta. Și nu mă refer doar la probleme, știu eu, grave de sănătate, ci chiar și la probleme de viață. Întotdeauna, în general, știi, primul impuls este să dai vina pe cineva. Întotdeauna dăm vina pe oricine altcineva, pe lipsa de noroc, pe lipsa persoanei potrivite, pe lipsa, știu eu, a unei conjuncturi favorabile. Totul parcă vine din exterior. Noi nu suntem vinovați cu nimic. Dar tu cum ai simțit? Tu păi ecuația asta te-ai simțit vinovată? Este clar că întotdeauna, așa. Am să spun asta sus și tare. Așa, ia să vedem. Noi suntem singurii vinovați. Și eu am înțeles asta atunci. Chiar dacă la un moment dat, știi cum se întâmplă, porți o boală în ADN-ul tău, sunt niște gene care te duc acolo, e adevărat, cum poți să-ți o asumi? E o chestiune care ține mai degrabă de ființă decât de trup. De spirit, nu? Aici discuția cu ființa trebuie așa. Să aibă loc. Și aici trebuie să fii atent la lucrurile pe care poate nu le-ai făcut la timp, lucrurile pe care le-ai făcut așa. Poate fără voie sau cu voie și care au făcut rău cuiva, poate. Am înțeles. Sau știu eu, poate că într-o etapă de viață nu n-ai făcut ceva la timp pentru cineva. Deși trebuia să faci asta. E tardiv când îți faci bilanțul ăsta? Niciodată nu e târziu pentru așa ceva. A te recupera pe tine este, cred, o clipă pe care
până la final o poți trăi și e binevenită și pleci ca având o nouă viață mai departe. Hai să ne întoarcem la copilărie un pic. Te rog, nu? Să nu ne întristăm foarte tare. Că eu mă bucuram să te văd. Și la fricile din copilărie. Uite, fiul tău, Tudor, da? Îți vorbește despre fricile lui. Știu că în copilărie ție ți era frică de apă. Mi-este și acum. Și acum? Stai liniștită. N-ai scăpat, deși te-ai plimbat cu balonul cu aer cald. Da? Asta pentru televiziune. Că a trebuit să fac un promo. Ai făcut asta pentru televiziune? Păi ce nu fac eu pentru televiziune? Știi și tu. Așa, deci ai învins frica de înălțime. Mi-a fost frică de treaba asta și am zis odată în viață. Corect. Că promo-ul era pentru odată. Da.